Pe centura Timișoarei încep lucrări de reparații și înlocuirea rosturilor de dilatație. În următoarele două săptămâni vor fi două zone unde se vor desfășura lucrările. Primul punct de lucru este la podul peste canalul Behela, unde s-a montat semnalizarea rutieră. Pe durata lucrărilor, traficul se va desfășura alternativ, cu restricții de viteză fiind montat și un semafor temporar, anunță de rede pe Timișoara.